cum reușești în fiecare zi să ai același zâmbet? Nu reușesc. Se întâmplă și să fiu așa. Se și întâmplă... când ești așa, cine te... Se întâmplă și să am lacrimi în ochi, se întâmplă să am și bucurii și tristeți. Nu se poate. Cine te-a făcut? Cine te-a făcut să... Cine te-a normală. Făcut? Cine te-a făcut să plângă mai? De exemplu, mă face să plâng Dor. Fetița mea acum e plecată, așa cum e și normal pentru copil de vârsta ei, într-o excursie. Așa. Nimic extraordinar, pare banal. Verifici să știi unde e copilul. Crede-mă, nu mai pot. Îmi tremură inima pentru că e singură 3 zile scăpată de acasă. Unde? În România la munte, sau în altă? La munte, la munte. Dar e în Vrutabără, nu? Sigur. E prima ieșire? Nu. Și totuși nu mă învăț. Deci este o mamă care ești foarte atentă la detalii. Țin asta în suflet. Nu-i spun și ei că sunt speriată și îmi tremură inima, dar mi-e dor. Pur și simplu mi-e dor. Cum începe o zi de-a ta? Deci dimineața, la ce oră te trezești? 7, fix, în fiecare dimineață. De ce? 7:05, fetița mea. Mai las 5 minute. Am înțeles, pentru că trebuie să mergem la școală. Trezim pentru că trebuie să meargă la școală. Și tu o duci la școală? Nu, există un mic vas al școlii care trece pe la fiecare și culege copiii, însă e ora noastră înainte de plecarea la școală. Mâncăm, ne îmbrăcăm, ne spălăm, în altă ordine, ne bucurăm una de cealaltă, mai punem la cale țara la cale și apoi pleacă la școală. La ce oră pleacă la școală? La 7:35. 7:35. Când eu intru pe mâna animăluțelor mele, da? Așa. Peștișori, două pisici, cățel, beveriță, păsărele, zeci de păsărele, trebuie venite și îngrijite. Să bea proaspăt. Da, sigur. Deci asta e o treabă pe care o faci treabă tu. Dimineața de dimineață se întâmplă asta. Ies apoi cu tălpile goale prin roa din grădină. Așa. Pentru că iubesc sentimentul acesta și vreau să văd ce florișică mai ieși, bună, ce plantă. E foarte bun și pentru energia ta. Sigur că da, sigur că da. Și mă bucur de, de ciripit, pentru că doar asta auzi în grădina mea dimineață și de câteva gâze, de mirosul de regina nopții care încă nu s-a închis. Da. Și pentru că acum e plin mandarinul de fructe, de mireasma lor. Foarte frumos. După aceea te apuci de treabă la cât? Apuc de treabă la 8 și ceva. 8 și ceva. Mă pregătesc și încep de treabă. Telefoane, exact, oameni. Exact, telefoane. Mănânci, ce mănânci? Am descris și așa mai departe. Mănânc, da. Micul dejun începe cu un iaurt în care pun semințe de in, praf de scorțișoară, câteva căpșuni, ovăz pisat. Așa. Și cânepă. Aha, bun, da. Cânepă. Și totul e nutritiv, e foarte bun, încep ziua cu energie. După care treabă la prânz, la prânz... Sport, câteodată dimineața, da, bicicletă, am un deal, lângă casă, urc și îl cobor de 10 ori bicicleta. Sunt terminată, crede-mă. Fără căței? Fără căței, doar al meu cu emisiunea pe acolo, restul sunt fiecare. Ai avut grijă? Fiecare sunt în curtea lui. Adevărul e că am fost la tine acasă. N-am avut eu grijă de nimic, mi se pare absolut normal să mergi în siguranță. Nu, să fie lucrurile în ordine, nu că... Eu am cățel, îngrijesc și... Așa e normal. Nu-l las să facă rău altora. Foarte bun, deci bicicletă, bicicletă, după care... După care, la treabă. La treabă. Gata cu distracția. Gata cu distracția, nu? La prânz cu diversi oameni sau... Mi-am mutat biroul în grădină. Așa. Pe timpul ăsta. Deci lucrăm cu ochii în verde și culori. Frumos, frumos. Și cu cerul senin deasupra. Sper să fie senin tot timpul. Cât mai mult posibil lucrăm în natură, deși avem un etaj destinat de urmă. Și așa vine și inspirația. Aha. Foarte frumos. La prânz mâncăm... La prânz mâncăm, gătim. Deja au ieșit salatele în grădina Aha. mea. Fructele de pădure, ridic ceapă, plăcere vinovată, un dulce, o pastă, ceva, o... Frac. Am înțeles. Cât și după aceea muncim până... La cât vine copilul de la... Muncim, copilul vine în jur de 4 și ceva. Așa. Mâncăm ceva mai mult ea. Da? Eu așa. Pregătesc ceva, vedem ce a făcut la școală. Ea în jur de ora 5 intră la lecții. Iar eu intru la lecțiile mele. Mai profit câteva ore de... Muncă, și la cât atunci, se trage, se închide? De exemplu, acum sunt încă la muncă. Așa este. Uite, o țin eu la muncă. Bun. Și mai departe... Evenimente seara câteodată, nu și singur birou. Știi ce vreau să te întreb? Da. Deci shopping-ul pentru tine, ca, cum să spun, hainele ta, ținută. Există... Te uiți, cauți pe site-uri? Prin atâta muncii mele și pentru că sunt un om cu...
unde urmărit. Designerii își doresc să port hainele lor și atunci ei creează pentru mine și a devenit un shopping un online, nu? Mai rar. Mai rar? Mai rar cu shopping-ul. De ce? Sunt o fată așa, cam băiețoasă, care face lucruri. O poșetă, un pantofior. Din când în când, dar lucrurile acestea, repet, în ultimii 2-3 ani au devenit un schimb reciproc avantajos. Sunt niște doamne între cei ce produc aceste lucruri și e eu cel ce le poartă. Știu că există, de exemplu, doamne care știu că, nu știu, la H&M nu știu, este o promoție și este acum și dimineață mall-ul nu-i deschis și doamnele lipite degeaba. Eu lipsesc de la această întâlnire. Da? Da. Dacă i-ar lua oamenii ambasador pe Andrei, ar veni și iată în prima. Da, așa, dacă nu. Foarte frumos. Bun. Și pentru iubire, când ai timp? Pe cât timp e pe zi? În fiecare secundă. Fiecare secundă. Chiar dacă nu sunt alături de copilul meu și de bărbatul meu, import în suflet în fiecare zi. Vorbiți la telefon în fiecare zi? De 100 de ori. Și când vă vedeți, bănuiesc că vă... Ne iubim și atunci. Ne iubim și atunci. Da. Foarte frumos, doamnelor și domnilor, Andreea Marin în stare pură, urmăriți și o să vedeți ce se mai întâmplă, pentru că ea întotdeauna este plină de surprize. De asta a fost și zână, nu?